Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, face o vizită oficială în Vietnam în condițiile în care autoritățile de la Hanoi doresc să crească exponențial cooperarea cu Washingtonul. Celor două țări în numeroase domenii, inclusiv în plan economic, comercial și al apărării. Înțelegerea ar urma să contribuie totodată la pacea și stabilitatea în zona Mării Chinei de Sud și în Asia de Sud-Est. Pe de altă parte, SUA continuă să lucreze cu Vietnamul și alte țări cu legături similare cu Rusia pentru a încerca să limiteze interacțiunile lor în contextul invaziei din Ucraina pornite de Moscova. Președintele Biden s-a lăudat cu reușita ridicării Statelor Unite la statutul de partener strategic cu Vietnam. Pe de altă parte, Hanoi a acordat acest statut și altor țări, printre care China și Rusia. Acest eveniment are loc și în timp ce companiile americane și europene caută. Biden a fost întâmpinat în Vietnam cu o ceremonie fastoasă în aer liber la Palatul Prezidențial din Hanoi. Pe parcursul vizitei de 24 de ore, președintele american se va întâlni cu principalii patru lideri ai Partidului Comunist din Vietnam. Apoi, liderul de la Washington va vizita și un monument care marchează locul unde a fost doborât avionul lui John McCain în 1967, în timpul unui raid aerian american la Hanoi.